Institutul Cultural Român va participa la Olimpiada Culturală cu evenimente menite să genereze un impact concret și durabil, adică au fost alese acele proiecte care să perpetueze prezența culturii române în spațiul londonez. Este vorba de proiecte realizate în spații publice care răspund la nevoi concrete ale Londrei, ca spațiu arhitectural și comunitar și extrem de accesibile, menite să atragă un public internațional eterogen. Olimpiada este văzută și ca o modalitate de a regenera comunitățile, de a reinventa, practic, aceste spațiul estic al Londrei, care are tot felul de probleme. Concret, printre artiștii români implicați în aceste proiecte, nu-i putem uita pe Dan și Lia Perjovski, Ion Caramitru, Paul Neagu, regizorul Radu Muntean, actrița Ana Maria Marinca, coregraful Arcadie Rusu și arhitectul Mircea Mărgărit. Proiectele sunt pe cât de variate, pe atât de spectaculoase. Este vorba de instalații interactive în spații publice, reasamblarea unei case din zona Gorjului într-un parc londonez, un spectacol de dans, workshop-uri de artă. De asemenea, proiectul Noul Val Românesc în cartierele olimpice înseamnă prezența a 4 cine talentați care vor susține ateliere de film pentru tinerii aparținând comunităților defavorizate din cele 6 cartiere olimpice din estul Londrei. Intrăm și noi în această, să zicem, în acest efort britanic, pentru că multe proiecte britanice au această caracteristică, și anume aceea de a lucra cu comunitățile locale. Ne integrăm în aceste comunități locale, invităm acești tineri cineaști extraordinari care să lucreze cu 20 de tineri, 20 de tineri din comunitățile defavorizate din estul Londrei. Ei vor realiza un film de la scenariu, tratament, filmare, montaj și prezentarea filmului în cadrul Eastern Film Festival, practic un al doilea festival ca mărime de film din Londra. Nu va fi uitată nici arta dramatică. Piesa 20-20 în regia Gianinei Cărbunariu va putea fi vizionată la Festivalul Internațional de Teatru din Londra, în vreme ce Ion Caramitru va recita din sonetele lui Shakespeare în cadrul unui spectacol dedicat liricii shakespeariene. Versuri va recita și Nadia Comăneci în cadrul unui proiect ce combină poezia cu sportul. Mari sportivi citesc din mari poeți.